la fântâna părăsită, de iarbă acoperită. La fântâna părăsită, de iarbă acoperită. O bătrână și moșneag stau în sapă și-n toiag, măi. O bătrână și moșneag stau în sapă și-n toiag, măi. Nici nu șeci, nici nu sapă, ochii-n lacrimi și ea d'apă. Nici nu șeci, nici nu sapă, ochii-n lacrimi și ea d'apă. Crești copii te necăjești, se fac mari te părăsesc, măi. Crești copii te necăjești, se fac mari te părăsesc, măi. Dumneavoastră, dragii, în albiții noștri,
Unii părinți, cum a spus doamna primară, slavă Dumnezeu că toamna se numără bobocii și voi sunteți niște boboci, dar un plus deja de piene, care ați zburat mult, ați acumulat mult și este o mare enigmă viața dumneavoastră. Tădicii noștri, mămicile noastre, bunii noștri, care ați trăit parcursul zecilor de ani, cu minți ați ajuns în toamna vieții și v-ați legat copiii și apoi nepoții și v-ați bucurat la mese rotunde și la sărbători de naștere de copii, de botez, de nunți și cu mândrii. Slavă Dumnezeu pentru așa o viață frumoasă și mare mângâiere să vină la Dumnezeu peste voi și continuați să duceți candele aprinsă în familie, în neam, candele credinței, a bunătății, a dragostei. Să transmiteți în energia din resursul care vă mai aveți de ani, de acum încolo, la nepoți și la strănepoții voștri. Acum vreau să vă rog Dumnezeu pentru sănătatea dumneavoastră, să vă rog și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ați ajuns, că sunteți, suntem împreună aici. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că suntem uniți într-o credință, într-un duh, într-un sat. Și doamna primar, doamna Lupa, să iei Dumnezeu sănătate pentru strădania, pentru cheltuielile, pentru că se consumă atât de mult spirinile satul nostru, spirinile poporul nostru, spirinile nostru comun. Doamne ajută! Sare! Este alături de noi astăzi, dragi șăcheni, președintele Raionului Cugureni, domnul Vecislav Vorac. Îi mulțumim din suflet că are atât de nevoi și atât de griji și în atâtea sare are în sărbătoare, dar a găsit câteva clipi și pentru mă plăcești, domnul președinte Vorac. Doamna primară, doamna președinte părinte, stimați bunici și părinți, în cauza de zic așa, cu o bună parte noastră, exact aveți așa, nepoți sau copii ca mine și vreau să vă fericit cu această sărbătoare frumoasă. Să mulțumesc în suflet, doamne primar, pentru acea grijă care îmi poartă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Să doresc în primul rând sănătate ei, ea este cea care întâlnă carul este care se numește și mă grecește. Și să-i dați Dumnezeu sănătate ei, familiei, că merită. Dar dumneavoastră din tot sufletul vă urez mulți ani. Într-o fie ca Bunul Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră, fie ca Bunul Dumnezeu să vă grăniciați cu sănătate și să vă duceți în spate aceia în care vă dat, să-i duceți cu demnitate. Noi vă mulțumim pentru acea grijă care ați purtat-o pentru noi, cei tineri, ați muncit o viață întreagă și ați făcut acest sat, acest raion, această țară, ca să fie atât de frumoasă. Noi avem mult de făcut pentru dumneavoastră, dar ne iertați încet, încet am să-i facem tare. Cu Doamne ajute și am mulțumit la mare. N-aș putea ca astăzi, alături de ce și domnul președinte, să nu fericităm și dascării noștri, profesorii noștri, care acum bine, pe data de 5 octombrie, a fost ziua profesorului. Sunt alături de noi, cei care au ajuns la odihnă din meritate, dar sunt tot atât de bravi, tot atât de înțelepți, tot atât de stăruitori cu sfaturi bune. Dar dumneavoastră, dragii noștri profesori, să ne trăiți până la 100 de ani! Firele bunici din fragedă în pruncie, torcea
torcea fus după fus, din zor și până seară, cu furca în brâu, cu gândul dus, era frumoasă de nespus în portul de la țară. Cânta la noi așa de blând, senină și tăcută, doar o să spina din când în când de amintirea vreunui gând din viața ei trecută. De câte ori priveam la ea, cu dor mi-aduc aminte, sfiala ce mă cuprindea, asemănând-o în mintea mea, duminicii preasfinte. Cât mai avem părinți în viață, chiar dacă sunt bolnavi, bătrâni, să le fim sprijin și speranță copiilor iubiți și buni. Cât mai avem părinți în viață, să prețuim cum se cuvine. Le datorăm iubirea, cinstea, grijă de azi și cea de mâine. Cât mai avem părinți în viață, să-i facem bucuroși să fie, căci au crescut copii miloși ce știu ce înseamnă omenie. Cât mai avem părinți în viață, avem cui spune ce ne doare. Ei au acum înțelepciune și un sfat de alinare. Cât mai avem părinți în viață, chiar dacă stăm de ei departe, să le mai dăm un telefon, să le mai scriem câte o carte. Cât mai avem părinți în viață, să-i vizităm cât se mai poate. Acum să ne mai facem timp, căci în zadar e după moarte. Cât mai avem părinți în viață, dacă sunt oameni pocăiți, să le urmăm și noi credința și vor fi cei mai fericiți. Cât mai avem părinți în viață, să nu-i lipsim de apă, pâine, să învețe și nepoților să fie oameni cu noi mâine. Să fie oameni cu noi mâine? Da, ce repede trec anii, ce scurt e firul vieții, abia ne bucurăm de zorii dimineții, și vine înserarea și noaptea se așterne, și încă o zi se duce și timpul ni se cerne. Ce repede trec anii, mai ieri eram copii, purtam în gânduri vise și în suflet bucurii. Apoi în tinerețe am întâlnit iubirea și am învățat în taină ce înseamnă fericirea. Ce repede trec anii, azi părul e spicat, iar trupul ce zburda odată e astăzi a plecat. Durerea îl încovoaie, puterile îl lasă și-ar vrea să ajungă cât mai curând acasă. Da, va veni o vreme când tu și eu sau ea ne vom sfârși umblarea, cu toții vom pleca. Deci fiți mai buni din viață, fiți raza dimineții, căci repede trec anii și scurt e firul vieții. Dragii mei prieteni, dragii mei prieteni, cu 50 de ani în urmă, în 1968, cineva dintre noi a jucat nunta. A fost cu adevărat mire și mireasă. Astăzi au ajuns la 50 de ani de căsnicie. 50 de ani de căsnicie. Nu este nici mult, nici puțin, dar este frumos. Foarte greu, foarte ușor, dar anii au trecut. Dați-mi voie, că deoarece sunt mici și mireți, să ne punem buchetele în piept și după aceasta să mergem procedura de nunte. Poftim! Thank you.
dragii noștri, sedim. Dragii noștri, familii noi formate, Coagii, Pietru și Maria, permiteți-mi să vă dau o întrebare, adică și Maria. Acum, după 50 de ani trăiți împreună, spuneți-mi, vă rog, cum ați spus în anul 1968, adică ați spus firma, acum mai doriți să trăiți 50 de ani înainte, împreună? Poftim, mai bine! Doresc, foarte bine! Așa, nici le dorește, și? Câtă dar cu mine! Banii Grigore și Elisabeth! Dumneavoastră, vă aduceți aminte ziua anunții 50 de ani urmă? Tineri, frumos! Poate din costul dacă ar fi Dumnezeu. Păi așa, bravo, bravo. Acum, permiteți-mi să avem momentul solemn aceste două familii nou formate astăzi să primească certificatul de aur la 50 de ani trăiți împreună. Primăria s-a putut mă grecești. Stimați frățieni, subneseni, pensionieri, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până în ziua de azi. Cam cu timp, cam cu plângeri, dar am ajuns. Să dă Dumnezeu sănătate la toată lumea și nouă, să ajungă toată lumea, că acum am ajuns noi și trecem. Cum am spus eu, la 900 de ani când mai trăim noi, dar să ai fabula. S-a dat Dumnezeu așeași. Să dai Dumnezeu sănătate și viață
ploiți, să crească pâinea, să avem cu și inimii. Susține. Pentru că tinerii aveau un simțământul de iubire. Și acest un simțământ nu-i ca prima, cum îi spui unul la altul, așa că se spune. Dar e mers de argumentat cu obiși și nevoți, cu jucul vieții. Și pentru că la primărie văd că au certificat și primăria le-a dat și 1000 de lei pentru o lună de miere. Și eu sunt mare lucru clar și nevoastră, toți ne binecuvântăm pentru viața mai departe de căsnicie. Da, desigur. Apelul la ce spate de sigur lumii. Doamne Dumnezeu nostru, te rugăm din cuvarul Duhului Sfânt de te rugii tăi. Binecuvintează pe rogul tău Petru, cu roaba ta Maria, pentru viață de familie în continuare, pentru fericire, pentru bunăstare și pentru salvarea sufletului în veșnicie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează rogul Dumnezeu Petru, cu roaba Dumnezeu Maria, în viața de căsnicie în continuare, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Se binecuvintează roaba Dumnezeu Maria, cu rogul Dumnezeu Petru, în viața de căsnicie în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Doamne, ajută-ne, mă! Se binecuvintează rogul Dumnezeu Grigorie, cu roaba Dumnezeu Sabina, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. În viață de căsătorie împreună, pe care vieții, sănătate și mântuire sufletului. Se binecuvintează roaba Dumnezeu Sabina, cu rogul Dumnezeu Grigore, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează, Doamne, în viața de care de familie, de căsnicie, cu rogul Dumnezeu Grigore, cu rogul Dumnezeu Sabina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărești, cu cinste, blagoslovește de viața, să fie exemplu pentru copii, nevoți, lucește-ne viacul, ajută-ne Mântuitorul nostru la salvarea sufletului nemuritor. Într-o mulți și fericiți ani, Doamne ajută! La biserică le spunem să se bucure mirii. Acum îi rugăm să se uite unul la altul și să crea de bine. Doamne ajută, mulți ani trăiască!1968, după școala pedagogică, tânără, frumoasă, 19 ani, am venit în Mântecești. A uitați pe și aniversare, ați văzut? Drept că nu chiar bine am auzit din Mântecești și spuneam la părinții că sunt la Bărdecești.
Și am aici pe Pășuța, clasa a treia. Și când o văd, întotdeauna mă mândresc cu ea și îmi pare bine că se mândrecește. Dragii mei cosetieni, vreau să vă spun că vârsta noastră, ia ca Pășuța, Pășuța și am învățat în clasa a treia, a patra, și copiii mei, mă uit la dânsii, au 50 de ani, dar pentru mine rămân. Chiar țin minte cum să te umbag, să fiți sănătoși, să trăiți mulți ani. Mulțumesc mult! Dragi cosetieni, vârsta noastră este frumoasă. Vârsta noastră, spunem că suntem la o vârstă când spunem că suntem de zaurul. Suntem aurul societății. Suntem la o vârstă, într-adevăr, când spunem de aur, fiindcă suntem înțelepciunea. Da, tineretul are nevoie de noi, copiii au nevoie, nepoții au nevoie de noi. Să știți că avem o vârstă, într-adevăr, frumoasă. Acum putem să facem ceea ce n-am dovedit cândva odată în tinereță, n-am avut când. Acum avem toate, să facem multe lucruri frumoase. Să-i ajutăm pe alții, să trăim mulți ani, dar cu sănătate. Mulți nu trebuie. Atât cât putem, cât spune că ne-a dat Dumnezeu să ducem în crucea vieții, atât. Mult, mă rog, care și cum. Eu vă doresc fiecare cât poate duce de azi și că Dumnezeu ne-a dat o cruce pe care o putem să o ducem în fiecare. Dacă noi am trecut de 50 de ani, de acum suntem fericiți. Fiindcă, așa cum a spus cei care, și doamna Liuba, primarul și alții, că mulți n-au ajuns la așa o vârstă. Să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu și lui doamna primăriță care ne face așa sărbători. Așa zile frumoase și, într-adevăr, mă uit că v-ați înveseliți, sunteți mai rumi, mai tine, mai frumoși. Să vă țină Dumnezeu așa, cum sunteți, că sunteți bine. Mulțumesc, doamna Liuba. Mulți stimați consedeni, ne aflăm la nunta de aur a două familii frumoase și dat să le urăm multă sănătate, ani mulți împreună și noi ca nuntașa. La fel să fim sănătoși, voioși, să ducem crucea vieții cât ne-a dat Domnul, cu binecuvântare, cu înțelegere, cu tot ce e frumos în viață. Noi suntem aici, deoarece ne organizează, ne adună doamna Liuba, primarul nostru, în satul Mătrecești. Deci, o mulțumire, o adâncă plecăciune doamnei Liuba. Deci, noi sătenii ne mândrim cu faptul că nu suntem uitați, că suntem luați în seamă, că ne mai vedem la așa vreme cu toții aici și în afară de aceasta sunt lucruri care ne face să ne bucurăm că suntem în satul Mărgăcești, lucruri care nu pot să le dai într-o parte, deoarece doamna Liuba, ca primar, are grijă nu numai de noi, să ne adune, să ne felicite, să ne ureze zile frumoase în continuare, dar să ne facă și condiții de trafic. Ajute Dumnezeu, dragii noștri! Și acum surpriza, deoarece este nuntă, nuntă, ne-au venit și artiști surprize! Le dăm cuvântul! Vai, Nicolae Glimș cu piciorul! Ia uitați-vă ce surpriză frumoasă! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Stimați colegi de vârstă! Așa? Puțin mai tare! Pentru dumneavoastră! Așa! Mai verdea mărul
lui, cât i-a promis cu lui, cât i-a promis cu lui, Hristului și-a vrutul lui. Ei, hai, dirnitra, motovanca minim noi, pușca incarnată cui de grederea. Ei, hai, dirnitra, ca nu fac rău nimănui, din dai par și scaunului de grederea. Ei, ia, 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 ia! Și ai mei frați, de la Dunării Carpați, și așa și ai mei frați, de la Dunării Carpați. Ei, hai, dirnitra, la cotar ca niște brați, de Ștefan Godela s-a zirinitra. Ei, hai, dirnitra, la cotar ca niște brați, de Ștefan Godela s-a zirinitra. Hey, 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 hey
cântele la geo, cântele la geo, cântele la geo, cântele la geo, nu mă săturam de geo, cântele la geo, cântele la geo, și nu mă obosăm de lua, cântele la geo. Măi tinere, măi tinere, jubaniu, desprinde-te, măi iacu, 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 iacu. Joc mă pornesc, stau întâi și mă gândesc, stau întâi și mă gândesc, și în linchis o protest. Dar și-apoi până m-am gândit, peram, 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 și până m-am socotit, peram, 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 și până m-am socotit, peram, 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 ia pe joc cu socotit, peram, peram, peram. Aș juca că am greșeli, că am unui așei curcări, bunei vorba din popor, tăi sunt la vremea lor. Tăi-ra, 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 frate cu frate s-ai jure, tăi-ra, tăi-ra, și la lucru și la joc, tăi-ra, tăi-ra, și la scurs un popor. Joacă moșnicei,
câte unu, câte doi, nu câte la noi. Joacă fete și flăcări, joacă mortecei. Tot în loc, mai cu vot, chiar de vot sunt eu. Dar tot în loc, mai cu vot, hai mă doar la joc. Hei, hop, 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 hop. Eu așa vă zic din cauza că, cum v-am spus, eu totuși tânăr, cineva m-a întrebat, oare câți ani are? Eu vă spun câți ani am, nu eu nu ascund anii. Eu am 40 de ani, de grab, în luna mai, de când am făcut 30. Așa. Și mulțumim și dumneavoastră mulți ani înainte. Acum un cântec foarte sugestiv, așa, anume pentru tineret de al de noi, așa. Merg prin sat, lumea mă întreabă. Vă rog să vă ascultați. Voie verde, casă.
ai noroc și bună seara, gospodar din toată țara. Am venit cu voie bună să petrecem împreună, și-am venit cu bucurie să vă cânt cu veselie. La mulți ani cu sănătate, ei mai bună, ei mai bună de toate. La mulți ani cu bucurie, am un pace să ne fie. Hai, 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 așa, hai. Thank you.